fost odată un boier bătrân și bogat, tare gras și îndesat. Casa lui cu totul albă era scundă ca și dânsul. Când o fedei din depărtare, părea o ciupercă mare cu căciulă cenușie. Un plop șui și înalt crescut alături o arăta și mai bondoacă. Dinaintea casei, sprijinit pe șase stâlpi groși, ca și stăpânul, se ridica un ciardac frumos învelit cu șiță. Boierul mulțumit ședea toată ziulica în el, trăgând din ciubuca lene pe un jilț înțesat cu perne. Îmbrăcat într-un caftan apilpisit cu culoarea prinse, cum numai prin părțile răsăritului se poartă, mult se mai fudulea boierul cu brăurile lui lucrate în fir. Pe cap avea un ișlic cât un dovleac, aducând cu o ceapă uriașă și zău. Te întrebai văzându-l cum îi venea să poarte astfel de conie? Glasul lui Conuilie era aspru și mitocanos, îngânfat din cale afară de toate bogățiile lui, se umfla în gușe de tot ce spunea, luând de la capăt aceleași glume nesărate pe care adesea nu le pricepea decât dânsul. Dar Conuilie era putre de bogat. Toți vecinii făceau mare haz de vorbele lui, gata să râdă ca să-i intre în voie. O fi dibaci poate să te lingușești astfel, dar de frumos nu prea. Conuilie, își închipuia că avuțiile lui întreceau pe ale tuturor, însă degeaba, că n-avea gust. Totuși, cum nimeni nu-i spunea verde adevărul, se credea grozav. Cum se iubise prea mult pe sine însuși, n-a avusese vreme să se îndrăgească de nimeni și rămăsese holtei. Cu vremea îmbătrânind, se îngroșase într-atâta, că mai bine să nu spunem câte șchioape îi măsura mijlocul. Îi plăcea lumea, dar de trândav ce era, ca să nu-și strice tabieturile, aduna în jurul mai degrabă bărbați decât să petreacă în tovărășia jupânițelor. Când avea sindrofie, sta mai turcește în fundul divanului, mai tolănit pe un maldăr de perne. Vorbea de toate anapoda fără rost, fără pricepere, încântându-se singur de glasul și cuvintele lui. Privirea îi era și reată. Adeseori făcea cu coada ochiului unuia sau altuia, ca și când ar fi fost înțeleși mai dinainte. Aceasta măgulea pe câte un boiernaș, chiar dacă habar n-avea de taina ce părea că o au împreună. Dacă ar fi să o spunem neted, conul era cam neghiob. Poate că și unii din oaspeți credeau tot așa, dar nu și opteau decât acasă nevestelor lor la ureche. Așa că boierul nostru trăia într-o nălucitoare fericire. Și mai ales îi plăcea să stea în cerdac, că de acolo putea aș desfete ochii privind grădina atât de minunată și răcoroasă ca un petec de rai cu stoluri de fluturi și păsărele. Dar conul Ilie, leneș și greoi, ar rare ori se plimba prin ea, că se ostenea mai puțin privind-o prin de fum ce ieșeau din ciubuc. Avea însă în grădină un lucru de o uimitoare frumusețe, de care și dumneata, și eu, cu drept cuvânt, ne-am fi putut minuna, cu toate că am găsit ișlicul lui Conuilie groasnic de urât. Era un trandafir nemaipomenit, un trandafir pe care înflorea o singură floare. Și ce floare fără seamăn, bătută și bogată, mult mai învoaltă ca oricare trandafir. Atât de desăvârșită era, încât părea plăsmuită de mâini îngerești pentru bucuria sfinților. Mireaz mai pătrunzătoare, îmbălsăma văzduhul și se răspundea până în cerdacul în care ședea conul Ilie, mulțumit de sine însuși. Obosiți de a se preface mereu, că se minunează de tot ce e al boierului și dar râde de toate glumele fără de duh, oaspeții răsuflau când era vorba de trandafir. Atunci glasurile lor vioaie rosteau din inimă cuvinte drepte de laudă. Boierul trimitea prietenii, unul după altul, să-și desfăteze sufletul cu minunata floare, pe când el, lăfăindu-se pe perne, părea un sultan mărinimos, arătând supușilor săi frumusețile roabei cumpărate de curând. În ăst timp, cu conul pufăia, clătina din cap, iar prin degetele grase alunecau cetișor boabele mătăniilor de chihlimbar. Ei, fraților, ce ziceți de trandafirul meu?" întreba el. Ce ziceți?" Și după ce fiecare îi răspundea, el iar îi mai descosea. Ce zici? Hai, ce ziceți?" până ce îi scotea din sărite pe toți. Bine, bine, dar veți zice, dacă boierul bătrân era așa de zevzec, cum putea să adune atâția musafiri? Vedeți, dumneavoastră, casa lui Conu Ilie era îmbelșugată cu de toate. Tutun bun, din foia lese, nu culese, o răcoroase vara, bine încălzite iarna, jilțuri, divane moi și covoare așternute pe jos, Dulceața, cafea, o vinul le găseai după poftă în orice vreme. Când bătea conul din palme, numai că soseau tăvile cu tot felul de bunătăți. Dar mai presus de toate, avea un bucătar. Și ce mai bucătar! De fel țigan, negru ca tăciunele, I-am cu bucătarul, era vestit. Și imersese pomina în toată țara, căci întrecea chiar pe bucătarul domnesc. Nimeni nu știa să gătească ca dânsul sarmale, raci umpluți, scordolea, iahni de tot felul, salată de icre, plăcinte, pilaf de raci sau de prepelițe, musaca. Ha! Și când era vorba de purcel în frigare, îl trimetea la masă pe tipsie de argint, întreg, rumen, cu un măr sau cu un smoc de pătrunjel în gură. Era așa de bine fript, încât îi trosnea coaja când îl mâncai. Dar bucatele de post, cine mai știe azi rostul și dichisul pentru pregătirea tuturor felurilor ce se mâncau pe atunci? Dapoi, prăjiturile, Cine pe lume întindea foaie mai subțire pentru plăcinte? Baclavale, Saraili sau Cataif? Când se gândeau vecinii la mesele boierului, le lăsa gura apă cu mai multe zile înainte. Ba, chiar pare mi se, pățiți și dumneavoastră acum ca ei, citind cele ce vă povestesc. Ian cu bucătarul se ploconea până la pământ, înaintea musafitilor stăpânului, le săruta dreapta și le zicea neîncetat. Să trăiești, boierule, să-ți fie prânzul ușor și somnul fără visuri rele. Ospățurile lui Conu Ilie n-aveau sfârșit. Boierul ședea în capul mesei încărcată cu de toate, clefăind și strigând în gura mare bucatele ce veneau la rând. Dacă nu sosea ce poruncise, holteiul se înfuria strajnic, pălmuia slugile de pe lângă dânsul, le înjura așa de urât, încât chiar brotăceii din lac, rușinându-se, își afundau sub apă căpșorul cu ochii bolboșați ca să nu-l mai audă. Vinul curgea și roaie la masa boierului și un tacâm de lăutari cânta toată vremea vara după masă, mergeau cu toții să se răcorească în ciardac, unde li se aduceau ciubucele aprinse și cafeaua turcească fierbinte cu caimac. Cu toate că și cei mai mâncăcioși erau sătui, tot îi mai îmbia cu vișinată și tot felul de vodcă din clondire mari, rotunde. Răsturnat pe perne, conul Ilie sughița și se asculta vorbind mai mult ca oricând. Într-o seară, când cu toții mulțumiți mistuiau o cină mai minunată ca de obicei, se auzit odată din întuneric un cântec atât de duios, încât acești bătrâni lacomi, ce păreau că nu se gândesc decât la ale mâncării, își sinură suflarea ca să asculte ca apa limpede și cristalină a unui zvor, glasul din ce în ce mai răpitor se înălța în văzduh, umplând grădina de o armonie așa de fermecătoare, încât un freamăt trecu prin frunzele copacilor și toți crinii în jurul lacului își plecară capetele ca să asculte. Cine poate fi această privighetoare? întrebă unul dintre musafiri. Dacă dascălul meu ar avea așa glas, halal de noi, zise părintele Serafim, unul din oaspeții obișnuiți ai lui Conu Ilie, aproape tot atât de gros ca și dânsul. E, eh, trebuie să fie vreo jupâniță îndrăgostită de mine, adăugă simandicosul boier, rățoindu-se și netezindu-și barba. Pe semne că m-a văzut duminică, când mă întorceam de la biserică, fiindcă numai atunci ies din casă. E, păi de, eram îmbrăcat cu caftanul samaniu, peste care mă încinsesem cu brâul cel muiat în fir. Într-adevăr, e un veșmânt menit să înverzească de pismă chiar un papagal, zise unul în glumă. Dar dacă ar fi papagalul verde, ce s-ar mai întâmpla? Întrebă altul, și drept răspuns nu se auzi decât un hoho de râs bat jocoritor. Şşş, mai bine ascultați! Ce cântare îngerească! Urmăm Mitru, cel mai tânăr dintre meseni, singurul în stare să prețuiască și frumosul pe lângă mâncare și băutură. Doina se auzea din ce în ce mai înfocată. Conuilie și oaspeții lui cercau un zadar să prinză în întuneric urma vreunui pas sau foșnetul unei rochii. Parte din musafiri se coborâră în grădină ca să cerceteze umbrele stufișului și împrejurimile gardului, dar fără izbândă, căci nu găsiră nicăieri nimic. Cerul era plin de stele, și drept deasupra rozei lui Conu Ilie, sclipea de lua văzul un luceafăr minunat. Cât de strălucitor era, ca un diamant galben înfipt în smalțul întunecos al cerului nemărginit, iar pe lângă el, celelalte stele de-abia mai licăreau. Roza minunată și învoaltă părea că privește sus la dânsul, primind razele lui drept în inimai neprihănită. Momit de aroma îmbătătoare, mitru trecând pe lângă trandafir, vroi să-l plece ca să-i soarbă mireasma. Dar cumpliții ghimbi ce-l apărau îl înțepar atât de tare încât picături de sânge căzură la pământ. Lui Mitru îi se păru că trandafirul râde încetișor. Însă aceasta era o închipuire, nu-i așa? și cum putea o floare să râdă? Câteva vreme, conul Ilie și oaspeții lui rămase rătăcuți, așteptând din nou să audă glasul încântător. Dar tăcerea se adâncea pretutindeni. Nici o șoaptă. Deci somnoroșii boieri, isprăvind taifasul, plecară pe la casele lor. De aici încolo, glasul minunat cânta în fiecare seară în grădina boierului și cu toate că nimeni nu descoperise al cui era, în gânfatul ciocoi tot își închipuia că o mândră venea în grădină de dorul lui și al caftanului Samaniu. Să-l fi văzut când ieșea de la biserică după sfânta liturghie, cum se umfla în pene ca un curcan. Trecea prin sat, zâmbind în dreapta și în stânga, răsucind printre degete bastonul cu mâner de argint și mângâindu-și barba lucioasă. Căci fiecare femeie pe care o întâlnea o credea privighetoarea necunoscută cu glas încântător. Dar poate nu o fi o țărancă, își zicea Conuilie, ci o domniță, căreia i s-a vorbit de mine și care, nevrând să o știe lumea, pătrunde numai noaptea în grădina mea. Și boierul, cu zâmbetul pe buze, își închipuia domnițe gingașe, unele înalte, altele scunde, grase, subțirele și mlădioase, cu păr plăviți ori negru. Domnițe ce priveau la dânsul cu ochii plini de dragoste, iar altele ce se învăluiau în taină ca zânele în umbra codrilor. Aceste noi închipuiri înfrumusețau mai mult viața lui Conu Ilie, de altă minteri, destul de plăcută. Un altul însă, care nu avea nicio legătură cu conul Ilie și musafirii lui, descoperise adevărata taină a glasului necunoscut. În fiecare noapte, după ce boierul și prietenii lui plecau să se culce, un ciobănaș cu picioarele goale sărea peste gard în grădină. Inima-i zvâcnea în piept când se apropia de tulpina pe care înflorea numai o singură roză minunată, înaintea căreia rămânea cu mâinile împreunate ca la închinare. Dinu, ciobanul, știa că roza cântă și cântă numai atunci când luceafărul se ivește pe cer și îi săgetează inima cu razele lui. Trandafirul lui Conu Ilie, înrădăcinat adânc în pământ, nu se putea mișca și ducea dorul luceafărului, care sclipea în smalțul întunecos al cerului, nemărginit. Steaua care îi cunoștea taina sta nemișcată tocmai deasupra, dar vai, era departe sus în slava cerului, de nu putea decât să-l mângâie cu razele ei. Luceafărul își revărsa lumina, iar floarea care îl iubea cu atâta înfocare, neputându-i mărturisi altfel dragostea, dobândise acel glas minunat. Cu toate că sufletul lui Dinu era robit de cântecul Rozei, nu-i trecea prin minte ca lui Ilie că ar fi putut fi iubit de ea. Roza, însă Roza, ca oricare frumusețe se simțea măgulită să fie admirată chiar de un copil atât de umil, căruia nu-i da în schimb decât milă, căci adevărata ei iubire se înălța către steaua la care nu putea ajunge. Nu știu cum, dar într-o zi, Conu Ilie descoperi că floarea din grădina lui era aceea care cânta și îngânfa din calea afară, crezu că pentru dânsul cântă. Foarte frumos din partea ei, zise negiobul prietenilor săi. Dar în adâncul inimii se simțea foarte amărât și dezamăgit, nemai putându-se gândi la domnițele de care visase. Dacă crezi că biata roză pe care ai îngrijit-o atâta vreme te iubește așa de mult, Zi ziseră și lui, nu lăsa să se odihnească înainte de a te vedea. Cu toate că nu ești sprinte după masă și că îți place să stai locului rezemat pe perne, haide, tot trebuie să te duci într-o seară, o clipă până la dânsa, să-i mulțumești pentru cântec. E, o să mă duc. Într-o seară, mitru mai tânăr și mai vioi ca ceilalți își pierdu răbdarea apucă deodată pe conul Ilie de sub soară și îl ridică drept în picioare. Vino, zise el boierului, care gâfâind de ciudă se făcuse roșu ca sfecla. Haide, nu sunt decât patru trepte ca să te cobori în grădină, unde minunatul trandafir te așteaptă. Dar printre dinți șopti. Zău, nu pricep ce gust mai are și floarea asta. În sfârșit, în noaptea aceea, Conu Ilie se dădu jos din cerdac. Se furlandisea împrejurul trandafirului ca un păun cu coada desfășurată, doar, doar floarea ar lua în seamă bogăția caftanului stacojiu, țesut cu fir și cusut cu lalele. Nu știu dacă Roza văzu slava îmbrăcămintei lui Conu Ilie dar ceea ce știu bine e că niciodată nu cântase mai cu foc și că luceafărul minunat lucea drept deasupra ei. Un nor negru însă acoperi steaua și trandafirul își curmă cântecul. A încetat de a cânta, zise conuilie, un nor a ascuns luceafărul și biata floare nu mă mai vede iar dacă până azi mă mai puteam îndoi, acum sunt încredințat că roza se prăpădește de dragul meu. Adevărul e că, vrând să se înalțe până la luceafărul la care nu putea ajunge și al cărui dor îl ducea de atâta vreme, roza își dăduse sufletul în ultima cântare. Se scuturase foile ofilite fură împrăștiate de vânt și trandafirul se uscă până la rădăcină. De aceea n-ați mai auzit vorbindu-se de flori care să cânte. Când vor să spuie taina, să-și verse focul, nu le pot mărturisi decât prin miresmele lor îmbătătoare.